Am câțiva bătrâni pe care îi vizitez săptămânal, pregătim ceva de mâncare, mâncare caldă și le-o duc să se bucure de ea și caut să stau câteva momente cu ei de vorbă și asta e una dintre cele mai frumoase lucrări pe care o fac și acum. Ne-o chemați și nu vreți să veniți cu noi în misiune în Republica Moldova? Noi, bă, da, la un program cu copiii. Bă, cum să nu? Dar noi lucram, abia ne angajasem de câteva luni. Noi ne-am întâlnit în familii și oamenii altfel au zis, mă duc și eu la Cristi, știi, vin frații lui de la biserică pe la el și mă duc pe la Cristi. Nu mă duc la biserică, că la biserică n-aveau curaj. Da? Mă duc acasă la Cristi. Dacă nu-mi convine, plec și nu e nicio foarte problemă. Fain. Colaborăm cu frații creștini după Evanghelie și o biserică baptistă din Alexandria și și aici avem parte de o lucrare frumoasă și în care ne ocupăm în special de adolescenți. Vin undeva la 50 de adolescenți, 60 fiecare vineri. Noi, duminica, eu plec într-o direcție cu una din mașini să aducem oameni la biserică, Tabita merge în altă direcție, după program. Sunt oameni bătrâni care nu se poate oameni în vârstă, niciodată. Copii. Deci, alergăm mult. Fiți binecuvântați, dragi prieteni, dragi frați și surori, oriunde vă aflați. Din nou suntem la un podcast. După cum știți mulți dintre voi, eu am o slăbiciune la oamenii care își dedică viața 100% pentru Hristos. Astăzi am niște invitați speciali, ca de obicei. Toți oamenii sunt speciali, numai că unii sunt mai speciali ca alții pentru că și-au dedicat viața Domnului. Și astăzi vrem să aflăm povestea lor, cum Domnul i-a chemat în lucrare, cum au copilărit, cum Domnul i-a chemat în lucrare, cum lucrează Domnul și astăzi într-o zonă din sudul României, mai exact în județul Teleorman. Aurel și Tabita, mă bucur să fiți la noi, e pentru prima dată când ajungeți la noi aici, nu? Da. Da, ne bucurăm și noi să fim aici și vă mulțumim pentru invitație. Și eu mă bucur că mulți dintre noi poate că ar trebui să cunoaștem mai multe detalii despre viața unora care au plecat din zone mai bine, mai bune din punct de vedere spiritual în alte zone mai grele și acolo au luat-o de la zero. Vreau eu să încep cu o experiență. Noi ne cunoaștem din 2010, acum am aflat din 2010, la una din evanghelizările care le-am avut în sudul României, fratele Aurel a venit să predice și atunci ne-am cunoscut. Una din experiențele faine care le-am avut la voi într-un an a fost că am făcut evanghelizare în parcul din localitate, nu spun localitatea că ne povestiți voi imediat, și țin minte că a venit preotul, era niște pantaloni scurți, era cu câțiva acolo în spate undeva, doar stătea așa, ascultat tot ce fac pocăiții și când să se facă chemarea, Iulian Dincă, și acum țin minte, el era la predică, preotul a venit așa printre oameni și eu m-am speriat, am ieșit în fața lui, avea mai puțini ani pe vremea aia, m-am uitat în ochii lui tulburi și am întrebat, ce vreți? Vreau să vorbesc, știi? Și am avut una dintre cele mai frumoase experiențe. Predicatorul s-a oprit și a zis, da, puteți vorbi după ce terminăm. Țin minte că l-am invitat în față, l-am invitat să ia loc lângă noi, n-a vrut. La rugăciune, ne-am rugat tot Tatăl nostru, el în loc să stea în picioare, s-a pus repede jos ca să fie contra la ce s-a întâmplat acolo și a luat cuvântul, a zis, vreau să spun, cine o are ca Dumnezeu nostru așa mare? Și noi am zis, amin, noi suntem penticostali, nu? Că de 2000 de ani încercăm să-L căutăm, zicea el, și nu mai, parcă nu-L găsim. Și după aia zice, vreau să închei spunând același lucru, cine o are ca Dumnezeu nostru așa mare? Și noi, amin. A plecat prin mulțime și acum parcă îmi răsună în minte. Un bărbat s-a ridicat și a strigat așa, dacă veni și la anul să pocăiește și popa. Deci asta mi-a rămas mie de la voi. Aurel, cine ești tu? Cum ți-ai descoperit chemarea? De unde ai venit? Ce faci?
Hai să începem cu tine. După aia ne spune Tabita că poate îi trec emoțiile până una alta. Da. Eu m-am născut în Câmpul Lung Mușcel, într-o familie de credincioși, penticostali. Sunt cel mai mare din 7 frați și încă din adolescență, din copilărie, mi-am dorit să slujesc, să îi ajut pe cei din jurul meu. Probabil asta văzând felul în care bunicul meu a trăit, fratele Gicu Ciurea, poate că unii oameni îl cunosc, au auzit despre el, un om extraordinar al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a făcut lucruri deosebite, minuni, semne, lucruri extraordinare. Și probabil când mergeam acolo la bunici și ne povestea tot felul de experiențe, tot felul de vindecări, de minuni pe care Dumnezeu le făcea prin el, probabil așa am prins și eu dorința de a sluji pe Dumnezeu și de a sluji semenilor mei. Și am început să slujesc cu copiii, mergeam împreună cu AMEC în satele din împrejurimi, făceam tot felul de întâlniri pentru copii, jocuri, și în felul acesta inima mea s-a legat de oameni și de dorința de a le sluji. Și de aici a pornit totul. Apoi am făcut o școală de misiune, m-am cunoscut cu Tabita. Hai că ai trecut repede, repede. Da, ai trecut repede. Auzi, vreau să facem un lucru, să ne povestești una din experiențele pe care le-a avut bunicul, de exemplu, pentru că trăim o perioadă în care parcă e o ruptură între generații. Tinerii nu mai respectă bătrânii și bătrânii zic așa, mulți dintre ei, nu toți. Cu generația asta nu mai e nicio șansă. Eu cred că trebuie să luăm partea bună care au avut-o ei și cred din toată inima mea că generația de astăzi are ce învăța de la bătrâni, de la unii dintre ei care au slujit pe Domnul cum a trebuit, și poate ne ajută. Experiențele care le-au avut ei, poate nu le mai avem noi astăzi. Da. Unul din lucrurile esențiale, importante, era faptul că el se ruga foarte mult lui Dumnezeu și cumva în momentele astea de rugăciune Dumnezeu îi descoperea, de exemplu, oameni care erau bolnavi în situații foarte complicate din punct de vedere medical, oameni pe care el nu-i cunoștea, dar cumva în timpul rugăciunii Dumnezeu îi dădea descoperiri și îi spunea cumva direct, uite, trebuie să mergi în localitatea cutare, pe strada cutare, și acolo este un om care suferă de o boală, are și niște păcate de mărturisit, dacă și le mărturisește, tu te duci acolo și te rogi pentru el și dacă își mărturisește și păcatele, eu sunt gata să mă ating de el și să-l vindec. Deci, experiențe și lucruri de genul acesta. Și un om care cunoștea foarte bine Scriptura, deși se ocupau cu animalele, știu că aveau vaci, în vacanță mergeam și să paștem vacile acolo, ieșeam toți copiii din sat cu care mergeam, fie verișori sau oameni din localitate sau noi care mergeam de la oraș la țară, mergeam, ne adunam mulți copii și vara mergeam la păscut cu vacile și bineînțeles, noi aveam preocupările noastre, uitam de vaci, mergeam după cireșe, după alte lucruri. Dar cu toate că erau foarte ocupați, aveau pământ, trebuia să meargă la cosit și nu erau tehnologiile și ustensilele cu coasa, aveau foarte multe pe cap și preocupări, dar totuși rugăciunea era rugăciune, Biblia, citea foarte mult, cunoștea foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și era extraordinar de puternic călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Deci avem nevoie de partea asta. Da. Tu ai luat-o din copilărie și ți-ai dorit. Acum, în copilăria ta, când ai fost adolescent, când ai început să te ocupi cu copiii, mă gândesc că ai început să ai și tu experiențe, că altfel nu te văd motivat pe termen lung. Că mulți au început să facă câte ceva. Și dacă nu faci ca să prinzi drag de ceea ce faci, la un moment dat te lași. Că tu ai continuat și te-ai dus în misiune
până acum, la 39 de ani. Da, deci când, na, când Dumnezeu te vrea într-un anumit loc, într-o anumită slujire, uneori chiar dacă tu ai încercat să ofentezi cumva, ca și Iona, da? Dumnezeu te trimite la Ninive, dar tu cauți să te duci în altă direcție sau să fugi de voia lui Dumnezeu, cumva Dumnezeu tot te duce acolo unde El vrea să fii. Și na, cumva poate și eu am avut momente în copilărie când văzând prieteni de-ai mei care merg în, eu știu, în Italia, mi-aduc aminte de un prieten care a plecat în Italia și mi-aș fi dorit și eu să merg, dar Dumnezeu mi-a trântit ușa în nas și de fiecare dată, aproape fiecare din frații mei, dar eu fiind cel mai mare, eu n-am reușit niciodată să ies din țară, să merg să muncesc, de exemplu. În schimb, toți frații mei, chiar dacă au fost mai mici ca mine, ei au reușit fiecare dintre ei, cel puțin pe perioade scurte, să iasă un pic în afară, să muncească, să-și facă, eu știu, ceva bani, un rost în viață. În schimb, eu când încercam, Dumnezeu întotdeauna închidea ușile, dar am avut ușile deschise doar când a fost vorba de a sluji. De exemplu, când am făcut școală de misiune și am vrut să și am plecat în Albania, Dumnezeu a deschis ușile să pot să merg în Albania să slujesc sau în Republica Moldova sau în alte locuri, doar când a fost vorba de slujire, de misiune. Da. Mi-aduc aminte că l-am întrebat și eu pe Aurel, dar ce te-a determinat să slujești sau de unde a plecat? Știu că te-am întrebat mai de mult. Și îmi spuneai, când le vedeam pe bătrânelele, veneau, mă pupau la final după ce predicam sau așa în biserică, era așa de fericit și cam asta, dacă mai ții tu minte, mi-ai spus chestia asta, că, nu știu, te bucurai, adică că erai pentru ele o încurajare și... Da, și asta e ceva, și acum fac asta și asta e una dintre cele mai frumoase experiențe. Deci în slujirea pe care o facem acum, am câțiva bătrâni pe care îi vizitez săptămânal, pregătim ceva de mâncare, mâncare caldă și le-o duc să se bucure de ea și caut să stau câteva momente cu ei de vorbă și asta e una dintre cele mai frumoase lucrări pe care o fac și acum. Deci te duci la un bătrân, stai câteva minute cu el să îți povestească și el, să spună, de săptămâna trecută n-am venit nimeni pe la mine, nu mi-a deschis nimeni poarta și te așteptam pe tine, zice, mă tot uitam la ceas, vine Aurel astăzi sau nu vine, e cam târziu. Uneori mai întârzi, da. Da, uneori mai întârzi, în funcție de, eu știu, poate mâncarea pe care o pregătim și pleci de la o întâlnire cu un astfel de bătrân. Și când îl auzi cum se roagă, pentru că sunt bătrâni de unde nu plec fără să mă rog cu ei, mai ales bătrâni care cunosc pe Domnul și cuvântul, mă rog împreună cu ei și pleci de la ei plângând de bucurie. E o experiență extraordinară pe care nu știu dacă o poți trăi altfel, în altă parte. Bun, hai. Cunoscut-o pe Tabita, unde ai cunoscut-o? Cum ai ajuns? Ea e din zona Banatului, de aici. Da. Tu ești din Argeș. Da, am avut la un moment dat un prieten comun. Eu am avut și încă am pasiunea legată de a merge pe munte. Și prietenul acesta comun mi-a zis să organiza pe vremea aceea Tabăra Hristos pentru România. Aici în vest și mi-a zis, vă uite, se organizează o tabără undeva pe munte, zice, ție-ți place muntele, hai și tu în tabăra asta să... Și mi s-a părut interesant, nu prea fusesem în partea asta de vest și zic, hai că vin, cu toate că am fost dezamăgit când am ajuns de locație, nu era vorba nici de cum de munți. Aici e câmpie, nu? Da. Munți mai mari aveam și la țară, la mine, la bunici. Dar, până la urmă, Dumnezeu a folosit momentul ăsta, tabăra asta, și în tabără am cunoscut-o pe soția mea și
de aici a început relația noastră, am început să vorbim și de la început i-am spus că eu vreau să slujesc, că vreau să fac misiune. Multe cupluri astăzi, dacă s-au căsătorit, au luat pauză. Voi cum v-ați decis? Nu, și eu eram... îmi plăcea și mie. Eu cântam în cor la Elim, în Timișoara. Am cântat câțiva ani acolo. Și chiar fratele meu, știu că era într-un grup atunci de misiune și am zis să merg și eu cu ei în misiune odată, dar așa s-a făcut că n-am mai avut loc, nu a mai fost loc, zic, hai că nu mai merg. Dar îmi plăcea, nu, am mai fost, chiar mai erau alte grupuri care mergeau din Elim în misiune. Și la un moment dat cineva cunoscut mi-a zis într-o dimineață, în duminică dimineața, nu vrei să vii în misiune? Că uite, n-avem cine să cânte sau așa. Zic, bă, da, cu mulți ani. Zic, hai că vin. Și am mai mers așa, din când în când mai mergeam. Asta înseamnă că tu te-ai născut tot într-o familie de credincioși. Da, oarecum. Oarecum? Da. Bine, mama îi este din familie, da, dar nu mai renunțase, dar toată familia, mai are surori care sunt bunici, a fost credincioasă, deci suntem din... Cunoștea mama. Mama chiar de multe ori ne trimitea, zice, duminică dimineața, ce faceți? Treziți-vă, mergeți la biserică, când eram acasă toți. Hai, ne trezea ea și mergeam. Da. Cunoștea. Păi și cum... Nu înțeleg. Tu nu prea ai avut experiență cu misiunea și i-ai zis la Aurel direct, da, cum s-a întâmplat? Eu nu aveam nicio treabă, adică... Să nu merg. Să nu mergi. Dacă mai accepta să mergi, că e o provocare mare. Este, da. N-am nicio treabă. A fost foarte greu când ne-am dus. Nu, adică n-am fost împotrivă. Nu i-am zis nimic. Ok, am acceptat așa, da. Pur și simplu, adică... Păi asta se pune problema, de exemplu, la fete, să ai o mașină bună, să ai o casă, să ai ceva, că dacă nu ai ceva... N-am avut nimic nici care... Deci voi v-ați decis împreună, ca și noi, să da. Construiți amândoi. Da, da, da. Nu, n-am avut nimic. Chiar am stat în chirie când, în Timișoara, o perioadă până ne-am decis ce facem și unde mergem, am stat în chirie, chiar pe lângă școala biblică pe acolo. Și a fost frumos. O perioadă frumoasă. A fost scurtă. Da. Ne-am și angajat o perioadă, mă, gata, hai, ne stabilim, ne angajăm. Vorbise mama unde lucra ea. Se intra foarte greu acolo și într-un final o reușit mama să ne bage și după nici un an de zile noi ne chemaseră cei de la cum îi zice? OM Operation, organizația cu care am lucrat noi Gimbab. Unde am făcut cursuri de misiune, ne-o chema, zice, nu vreți să veniți cu noi în misiune în Republica Moldova? Noi, bă, da, la un program cu copiii. Ba, cum să nu? Dar noi lucram, ne angajasem de câteva luni. Și, na, asta însemna că trebuia să renunțăm, apoi am zis că mergem și lucrăm cu ei, ne-am luat toate bagajele, am renunțat într-un final, maică mi-era teamă că o să zică mama, când ne zice ceva, da, nu, ea chiar o zis, ne cânta cântări din trecut, misionarii, să vă pregătiți, nu știu, era o cântare veche, nu știam. Așa, bucuroasă. Dar a fost de la părinții lui Aurel, tatălui, când au auzit că noi renunțăm la servici și plecăm, nu au fost de acord, vai, ne-am făcut. Că de multe ori, când urmează mai încolo, când eram în misiune, am trecut prin perioade mai grele și financiar și așa, și atunci el a zis, cine v-a pus? De ce ați renunțat la servici? Tot așa ne zicea. După aia am știut noi să nu-i mai spunem când avem probleme. Vezi cum Dumnezeu compensează. El a avut dorința asta încă din copilărie ca să chiar să facă misiune și ca să compenseze lucrurile, să-l pună Domnul și la încercare, prin cine trebuie să te... Să ne... Da? Să ne atace. Ne atacă da, prin oamenii de lângă dar noi. Dar nu ne așteptam. Dar mă așteptam de la mama. Dar de la mama mă așteptam, că ea greu o reușit să ne bage acolo. Și mama nu a zis nimic. Deci... A fost așa o mare mirare. Și, da. Da, da, și voi, când v-ați angajat, când te-ai angajat, ce ai zis? Ce ai făcut cu misiunea? Dorința ta? Păi nu, s-a stins? Asta era doar ceva temporan. Deci noi am făcut școala de misiune și urma un proces de pregătire pentru a merge în India. Așa și... Deci voi v-ați zis să mergeți
În India, cu familia? Da. Deci ăsta era scopul nostru, țelul nostru, să mergem în India. Doar că în perioada era destul de greu să, acum, nu știu, 18 ani, acum 18 ani, era destul de greu să pleci ca și misionar în altă parte, în afara țării. Acum este destul de ușor. Dar atunci nici nu știu dacă era vreun român plecat ca și misionar în afara țării. Și da, noi eram membri la Elim în perioada aceea și am mers să vorbim la comitet despre dorința noastră și chiar în perioada aceea fuseseră răpiți în Iran, parcă, trei jurnaliști români. Și cumva ei au spus, păi, na, voi sunteți și tineri, abia v-ați căsătorit, țara unde vreți să mergeți e riscant, e periculos, uite ce se întâmplă cu jurnaliștii ăștia, nu e momentul potrivit, nu. Și na, am renunțasem de fapt la servici în ideea că noi ne pregătim să mergem în India, dar pentru că nu s-a putut din cauza acestor situații atunci, am fost îndemnați de un prieten să mergem în Teleorman. Uite, dacă tot v-ați dat demisia de la servici, tot vreți să slujiți și nu aveți acum ușa deschisă spre India, este o posibilitate să ajutați în județul Teleorman. Dar poate cineva nu înțelege. Ce anume vă motiva tot să mergeți să slujiți pe Domnul? Poți să explici asta? Deci, cum să zic, pentru mine a trăi înseamnă să fac ceva pentru cei din jurul meu. Deci de multe ori, de exemplu, eu am călătorit, poate cu trenul, cu mașina, pe jos, merg pe stradă și când văd oamenii care trec pe lângă mine, sunt multe momente în care înțeleg că oamenii care trec pe lângă mine, dacă nu există cineva care să-i îndrume spre Hristos, care să facă ceva pentru ei, oamenii merg în iad. Deci nu sunt niște simpli oameni, eu știu, pietoni care trec pe lângă mine. Și de multe ori simt durere și mă rog și plâng pentru oamenii care trec pe lângă mine. Și am avut și o experiență, acum mi-am adus aminte, destul de interesantă în sensul ăsta. La un moment dat am plecat din Teleorman, trebuia să ajung în Arad cu microbuzul și tot drumul am binecuvântat și m-am rugat pentru fiecare oraș pe care l-am întâlnit dinspre Teleorman până în Timișoara. Sunt câteva. Și ascultam muzică și mă rugam. Tot drumul m-am rugat și am binecuvântat și mă rugam ca Dumnezeu să cerceteze, să mântuiască oameni în, nu știu, Craiova, Caracal, Severin, Drobeta, Severin, Drobeta, Turnu-Severin, așa, toate orașele Orșova, pe care le-am întâlnit. Și când la intrare în Timișoara, la primul semafor, opresc la semafor, era roșu, în stânga mea trage o mașină, văd că se dă cineva jos din mașina aia, vine la geam la mine și spune: Dumnezeu să te binecuvinteze. Bine, deci, aveai pe microbuz... Da, ce-i drept, aveam pe microbuz versetul din Ioan 3:16, dar oricum nu cred că a fost doar atât sau o simplă coincidență. Faptul că eu tot drumul din Alexandria până în Timișoara m-am rugat și am binecuvântat orașele pe lângă care am trecut, uite, la un moment dat am fost și eu binecuvântat. Foarte fain. Da. Teleorman. Acum toată lumea știe că zona aia e grea și trebuie să spun un lucru. Noi am mers mult în sud. Am mers mult în sud, am fost și la voi în zonă de la început, când de la voi era chiar 0000, era nimic, nu? Slujați pe alții, în alte comunități, nu? Trebuie să spun că e una din bisericile care în ultimii ani a crescut foarte mult. Și acum poate cineva să întreabă ce înseamnă foarte mult, o să ne explicați voi. Poate cineva să întreabă cum a crescut. Eu am văzut că a spus accent pe fiecare suflet în parte,
pentru voi o persoană înseamnă mult. Mi-am dat seama de la ajutorare, când toți oamenii, mergând cu tine, de exemplu, când toți oamenii te cunoșteau, știau toate lucrurile, spune-ne cum ați început, cu ce ați început, că bogați nu erați, mai ales că ați renunțat și la muncă? Cu Domnul, sigur, așa. Da, a fost greu începutul, dar frumos. Deci dacă n-ar fi fost greu, poate că n-ar fi fost atât de frumos și n-am fi avut, poate, ce vorbi astăzi. Am început cu doi frați, am închiriat o cameră în Smârtioasa, așa, și cu ceea ce am avut noi, am pus fiecare câțiva bănuți, am cumpărat niște var, lavabilă, vopsea, am văruit un pic camera, era o cameră care nu mai fusese folosită de mult și așa am început. Doi frați, unul chiar imediat ce am început a plecat în armată și am rămas eu cu un frate, fratele Doru, și fratele Costel, care s-a întors prin fratele Doru la Domnul. El imediat după ce am deschis biserica a plecat în armată pentru un an de zile. Deci practic cu doi oameni am început, cel puțin în primul an, și lucrarea cu copii. Da, și lucrarea cu copii, practic biserica așa a început, prin copii. Mm-hmm. Am avut copii care cu care ne întâlneam și cântam cu ei, făceam jocuri, lecții biblice și cumva așa a început biserica, prin copii. Ca să înțeleagă oamenii, să înțeleagă în ce zonă sunteți la câți kilometri de Alexandria? Suntem la... aproape undeva. Da, la 16 kilometri de Alexandria, la jumătatea distanței între Alexandria și Zimnicea. Ok, așa, mai înspre sud. Aproximativ, da. Am înțeles. Fain. Greu? Ce provocare ați avut voi la început? Acolo v-ați dus, vă ținea cineva în chirie, plăteați voi chirie, cum vă descurcați? Destul de complicat a fost, cel puțin la început. Aveam o familie care ne susținea și din banii pe care ni dădeau ei trebuia să ne plătim chiria, să mâncăm, să trăim. Toate trebuia să le facem cu o singură sponsorizare pe care o aveam. Nu era foarte mult, nu mai mi-aduc aminte exact cât era, dar cumva cu chiu cu vai treceam așa de la lună la lună, dar cum să zic, când știi că ești în voia lui Dumnezeu, nu contează cât ai de mult pe masă sau cât de mult ai în buzunar, mergi înainte știind că ești acolo unde trebuie. Mult, puțin, cum spunea și Apostolul Pavel, m-am învățat să trăiesc și în belșug și în slăbiciuni și în sărăcie și prin lipsuri și în toate momentele și perioadele. Acum, pentru un bărbat e mai ușor asta. Da. Cum a fost pentru Tabita? Cum să fie? A fost ok, ce să mai... Le primim pe toate. Le cum primim pe toate. Eu. Și binecuvântări și încercări. Bine, ce mi-a fost greu, am locuit 8 ani de zile la oraș, în chirie. Făceam naveta, efectiv, la Smârdioasa, unde noi aveam biserică, începusem biserică, de undeva era marțea, sâmbătă, duminică, deci de câteva ori pe săptămână făceam naveta. Și atunci când ne-am mutat acolo, după 8 ani de zile, când ne-am mutat în Smârdioasă, atunci mi-a fost mai greu. Pentru că copiii aveam în oraș la școli. Și făceai invers, naveta. Și... nu, dar nu, că eram aproape, eram pe centru acolo și copiii erau acolo, dar mai treceam pe lângă piață, mai luam ceva, mai vedeam. Când am ajuns la țară, zic, Doamne, nu mai știu când au apărut fructele și când au dispărut, că n-am apucat să merg să iau. Să... Deci a fost greu un pic la început. După aia m-am învățat și am început să ne punem în grădină, una alta, să le avem noi acolo și pom. Bun, și... da. Ne-am... Grădina aia... Fiind unde? Curtea bisericii? Da, acolo. Cum a luat ființă biserica de la voi? Deci, am început acolo cu chirie.
și ne-am întâlnit un an de zile, am avut contract cu proprietarul pentru un an de zile și apoi am mai prelungit pentru încă un an, doar că au fost niște presiuni asupra proprietarului să ne dea afară și fiind constrânși să plecăm de acolo, a trebuit să căutăm un alt loc unde să ne întâlnim. Explică-ne puțin presiunile, că poate oamenii sunt curioși să știe. Da, ce împotriviri sunt? Preotul care, de care aminteai tu la început. Da, cel puțin noi așa am auzit că el ar fi făcut presiunile să ne dea afară. Mă, dar nu știu acum, că tot revenim la el. Oare s-a întâmplat ce a zis omul ăla sau nu s-a întâmplat? Nu, dar... Încă nu, nu? Dar e foarte probabil ca Dumnezeu să lucreze în viața lui și să aibă parte de mântuire. Noi ne rugăm și pentru preoții din localitate, din zonă, aproape în fiecare localitate unde slujim, ne rugăm pentru autorități, pentru preoți și nădăjduim că Dumnezeu poate să... Da, mi se pare un lucru extraordinar. Să-i cerceteze. Am avut o experiență de curând. Acum, în perioada asta de sărbători, a trebuit să mergem la multe evangelizări, concert de colinde, între ghilimele, și am fost foarte, foarte bolnav. Am mers cu, cum le zice, făceam perfuzii. Și la un moment dat am plecat și trebuia să ajungem în timpul săptămânii la o bisericuță mică și am ajuns acolo, o biserică mai mică ca studioul nostru, foarte mică. Eu cu febră. I-am zis, Doamne Iisuse, fă să nu-mi pară rău că am ajuns aici. Și am ajuns acolo și niște frați foarte primitori, frați baptiști, s-au organizat. Să zice, metodă bună de evangelizare. S-au organizat, au făcut evangelizarea asta cu un scop caritabil. Pentru o fetiță de 4 ani care era bolnavă de cancer pe creier. Și fetița aia era fata preotului din sat. Mi s-a părut extraordinar. Deci pentru mine a fost, am zis, Doamne, să merită, așa cu febra mea. Și când am ajuns acolo, deși aveam febră mare, ne-au primit cu o căldură, că era o sobă de aia, cum îi zice? De teracotă? Nu, sau? De teracotă. De aia de tablă, știi? Deci o căldură. Am zis, Doamne, sperăm să nu ne bronzăm aici. Am cântat, l-am lăudat pe Domnul și a fost o binecuvântare. M-am simțit onorat să pot fi o binecuvântare în lucrarea asta de misiune. La fel ca și voi, vă rugați pentru asta. Domnul sigur va lucra. Da. Da, și deci în perioada când am fost nevoiți să plecăm din casa asta unde eram cu chirie, am căutat un alt loc unde să ne întâlnim și a doua locație unde ne-am întâlnit a fost un fost bar care dăduse faliment și ăla a fost singurul loc unde am găsit disponibilitate să închiriem și să putem să ne continuăm întâlnirile de părtășie, de slujbe într-un bar care dăduse faliment. Și mai apoi, peste puțin timp, ne-am dat seama că nu la întâmplare Dumnezeu ne-a dus într-un fost bar, pentru că peste drum era un teren foarte mare de vânzare, la un preț destul de ieftin, bineînțeles, în comparație cu Timișoara și, eu știu, zona de vest, e o nimica toată terenul acela, dar pentru noi, ca și credincioși, la început aveam, eu știu, poate ne adunam 10 persoane, nu știu dacă ne adunam 10 persoane atunci, era o sumă colosală. Dar am ajuns acolo și am văzut că terenul acela e de vânzare. Ne-am interesat al cui este, am aflat al cui este. Respectivul proprietarul era un frate adventist și cumva poate că și asta a contat, știind că și noi suntem credincioși și am spus că noi vrem să facem biserică și atunci ne-am înțeles cumva cu el, să nu-l dea la altcineva, să-l țină pentru noi, chiar dacă n-am avut toți banii, ne-am mai împrumutat, am făcut cumva și am cumpărat terenul respectiv. Bineînțeles, am continuat să ne întâlnim la fostul bar Birt din sat, care dăduse faliment, pentru că de la a cumpăra un teren și până la avea
casa de rugăciune este cale lungă. Dar Dumnezeu a fost de partea noastră și ceea ce ne-a ajutat să mergem înainte și să creștem și să ne dezvoltăm acolo ca și lucrare, a fost postul și rugăciunea. Deci aveam în fiecare lună postul Esterei. Țineam de marțea până joia. Bineînțeles, nu reușeau toți credincioșii să țină de marți până joi, dar i-am încurajat măcar în fiecare zi să țină fiecare până seara, cât puteau fiecare dintre ei. Important era să ținem toți în fiecare zi, în fiecare lună și cumva Dumnezeu ne arăta că este de partea noastră. De fiecare dată când încheiam postul Esterei, joia, ne adunam pentru rugăciune și să încheiem postul cu o mică gustare împreună. Și aproape în fiecare lună când încheiam postul Esterei, mă mai suna câte cineva și spunea: uite, am auzit de lucrarea pe care vreți să o faceți acolo și vreau și eu, uite, și biserica unde slujesc eu vrea să trimită, poate nu era o sumă mare, dar zice, acolo vrem și noi să fim parte la lucrarea pe care Dumnezeu a început-o și vrea să o facă acolo. Și asta am vrut să subliniez, să punctez faptul că în urma postului și a rugăciunii, deci dacă n-ar fi fost zilele acestea de post, de rugăciune, și ținând cont de zona în care ne aflăm cu o puternică, cum să zic, cu un puternic impact din punct de vedere spiritual al diavolului, al luptelor spirituale, al, eu știu, duhurilor care sunt în zona aceea, ceea ce... Vrăjitorie și altele. Vrăjitorie și toate cele, ceea ce a făcut să meargă lucrurile înainte a fost postul și rugăciunea. Cum s-au mântuit oamenii? Și ce metode ați folosit ca astăzi să se adune un număr de... Astăzi ne adunăm cam la 80 de persoane. Slavă Domnului! Ce metode ați folosit voi? Poate ar trebui și alții să învețe? Bine, ai luat-o și ai subliniat-o de câteva ori și mi place extraordinar lucrul ăsta de care eu am nevoie, da? Rugăciunea, postul și rugăciunea. Cred că orice lucrare, dacă n-are baza asta, se va termina într-o zi. Dacă e baza acolo la post și rugăciune și să fie Domnul implicat, uite, se întâmplă minuni, cum se întâmplă la voi, să adune 80 de oameni într-o localitate, nu știu, nu așa de mare, dar lângă Alexandria, în Alexandria oraș și nu sunt atâția oameni, nici măcar jumate din cât să strâng la voi, mi se pare un lucru extraordinar. Mi se pare că Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Alte, mai spune-ne secrete, nu știu, cum ați lucrat voi? Un lucru pe care l-am făcut la început, cel puțin, o bună perioadă de timp, a fost faptul că ne întâlneam în familii. Deci, practic, slujba din timpul săptămânii nu o țineam la biserică, ci în familie. De exemplu, veneam la tine acasă și spuneam: vezi că marți venim la tine. Tu erai dator să te duci la vecinii tăi și să le spui: bă, vezi că marți vin frații de la biserică la mine acasă și trebuie să veniți și voi să vedeți cum cântăm, cum ne rugăm, studiem din Biblie, dacă aveți întrebări despre noi, pocăiți, cum facem, de ce facem anumite lucruri. Uite, marți vin la mine frații de la biserică și vino și tu și poți să întrebi, poți să vezi cum suntem, ce facem. Și asta a contat foarte mult, faptul că noi ne-am întâlnit în familii și oamenii altfel au zis: mă duc și eu la Cristi, știi, vin frații lui de la biserică pe la el și mă duc pe la Cristi, nu mă duc la biserică, că la biserică n-aveau curaj. Da? Mă duc acasă la Cristi, dacă nu-mi convine, plec și nu e nicio problemă. Foarte fain. Și așa oamenii au început să ne vadă, să ne cunoască, să poată să pună întrebări despre felul în care înțelegem noi lucrurile din Scriptură și în felul acesta oamenii au început să se deschidă.
și a început să crească lucrarea în felul ăsta? Cu grupuri. Grupuri care se merg din casă în casă. Am avut un grup care cineva cânta la chitară și se duceau, intrau în curte la oameni așa, cu îndrăzneală. Ca la colindat, nu? Da. Un fel de colind vara. Și chiar avem o doamnă care a fost la biserica ortodoxă, ea cânta acolo și de ceva timp, câțiva ani, când, sau nu știu, Da, vreo 2 ani. Așa, de când ea vine la biserică la noi, vine mai rar, ea mai în vârstă, are 70 ceva de ani, dar îi place la noi și na, o mai căutăm, ne-am prietenit cu ea, da, ea a rămas de atunci, chiar imediat după ce a fost grupul la ea, au venit la mine și mi-au zis, ai cântarea aia, trece Iisus pe aici. Zice, dă-mi și mie cântarea aia și am dat-o, că ea dacă cânta și îi plăcea, i-am dat-o scrisă, i-am dat harfă de la mine, zice, dă-mi și harfă, i-am dat harfa mea, luați și o cânta, da. Îi plăcea să cânte și de fapt în biserica ortodoxă ea era cântăreața sau eu știu cum e acolo, cântăreața de la biserică care cânta acolo și îi plăcea să cânte și când auzi cântările care se cântă la noi, zice, ce cântări frumoase aveți voi, zice, vin la voi să învăț și eu. Deși a avut așa influență, tot mai încercat preotul să o tragă, să ce cauți acolo, unde te duci tu acolo și așa, nu a interesat-o, pentru că cred că mai mult decât a merge într-o biserică și a sluji, cred că și relația asta de prietenie cu cei din jur, asta e cea care te ține. Dacă legi relații, deja e un pic altfel. Dacă nu te duci doar pentru... Te duci și ai plecat acasă. Doar atât. Da, nu și te bagă nimeni în seama. Deci noi asta am căutat să fim o biserică care nu ne-am adunat între niște ziduri și acolo noi suntem aici, suntem ok, bine, ne bucurăm. Noi am căutat întotdeauna să ieșim în afară. De exemplu, la un moment dat, în fiecare primăvară, înainte de Paște, ieșeam cu toată biserica, cu copii. Chiar mi-aduc aminte, aveam rut, era așa la jumătate de metru. Era cu pelerine. Ploua cu pelerine pe noi. Căruță, noi dacă ne-am stabilit să ieșeam să facem curățenie în toată localitatea. Pe strada principală, da. Așa, am început mai timid și deci adunam pe toată strada principală toate gunoaiele și aveam frați care unii pe o parte, unii pe alta, dădeau cu var pomii de la... Și oamenii ieșeau, stăteau, să uitau la mine, cine v-a pus pe voi? Sunteți de la ajutorul social? V-a trimis primarul? Unii se uitau la noi și copii și zic, hai, ajută-mă să adun de la tine. Era în fața casă lor. Nu vreau să erau copii bine de ea. Și asta ne-a deschis și drumul și spre inimile oamenilor, că na, altfel te duci, stai mă, că ăștia tu te-ai seama, vin să ne facă curat la poartă la noi, să ne văruiască pomii. Și s-a deschis și spre primărie. Asta urma să zic. Și asta ne-a deschis și ușa spre primărie. Apoi, în anii următori, ne căutam primarul. Băi, anul ăsta mai ieșiți, mai faceți? Hai că, uite, aduc tractorul de la primărie, vă dăm saci, vă dăm de la primărie, adunăm frumos, punem în remorcă, în tractor, noi le ducem la groapă și asta ne-a deschis și drumul spre autoritățile locale ca să avem o colaborare bună și... Și lucrarea cu copiii e foarte importantă. Prin copiii se întorc părinți. Avem persoane care s-au întors prin copii. Da. Și asta este foarte important. Foarte faine metode de... Uite, învățăm metode noi din care biserica trebuie să fie vizibilă în societate, nu între ziduri. Da, ne-am plafonat toți așa între niște ziduri și crezând că doar asta... Da. Noi mai... Da, acum... și... Chiar și în perioada pandemiei mi-am să aminte când nu puteai să mergi să-ți faci cumpărăturile și era complicat, trebuia să faci nu știu ce, hârtie, declarație, că te duci la magazin, așa. Noi chiar și în perioada aia am vorbit la primărie, am cerut, uite, noi de la biserică vrem să ajutăm un număr de familii care nu-s din biserică, da? Deci voi care sunteți la primărie și știți familii care au o situație grea și așa, bătrâni, dați-ne o listă și noi de la biserică vrem să le cumpărăm.
noi de multe ori ne gândim, numai la ai noștri trebuie să le facem. Da, nu îi lăsăm nici pe ai noștri care sunt în situații mai grele, dar fiind și contextul ăsta, am zis, hai să ajutăm și pe cei care noi avem tot timpul lângă noi și în felul ăsta ne facem o ușă deschisă întotdeauna și la primar și am făcut asta și în Zmărdioasa și în Frumoasa. Am vorbit cu ei, ei ne-au trimis liste, ne-au spus unde îi găsim, am mers. Deci trebuie să întotdeauna... deja știe. Poate că noi... câți ani sunteți acolo? Deci noi avem 17 ani deja. 17 ani. De au când fost persoane, slujim... scuze, au venit disperat, o femeie odată, domnul Aurel, dă-mi și mie împrumut o anumită sumă. Deci era disperat, deci nu pleca, și nu plec de aici până nu-mi dai. Cumva știa că numai tu mă poți ajuta, numai tu poți să-mi dai acum. Așa, te rog, nu mă lăsa, nu. Deci nu accepta să-i zici că nu poți, că n-ai sau să nu-i dai. Nu știi ce să-i faci, că prima dată venise și disperată, un pic se vedea că ea nu era ea, na, în toate așa. Și eu dat Aurel, zic, mă, hai să, era disperată, hai să-i dau. Și culmea aia, am zis, nu știu dacă îi mai vezi tu, dar și-o venit, știi, și și-o făcut așa un obicei când mai trecea prin... Deci știa că numai, eu știu, și... mai fi încercat la alte persoane, deci dar asta nu, nu era o femeie care venea la biserică? Da, era da, o femeie da, nu era, din sat. Da, era din sat care ea a venit și chiar a rămas... Noi ajutând și făcând bine, s-a dus vestea că vă, dacă ai probleme... Și tot timpul, întotdeauna și-au adus banii la timp când da, și asta am învățat-o de la fratele Vasile Hozan. Auzeam la un moment dat în mărturiile lui, spunea așa că avea puse, nu știu, borcane cu numele vecinilor care veneau să-i ceară bani. Și, de exemplu, avea, eu știu, Vasile... Avea 50 de lei în borcanul lui Vasile, vecinul lui, și îi venea Vasile, îi cerea, da, uite, 50 de lei. Dacă nu-i aducea banii, când venea a doua oară, Vasile, îmi pare rău, borcanul tău e gol, nu mai am bani în borcanul tău ca să-ți dau. Fost, da. Nu ți-ai adus banii înapoi. Nu ți-ai adus ca să iei acum, nu? Și am învățat chestia asta de la el. Chiar suntem ți-am zis, bă, da, în direcția, chiar și în direcția. Ți-am dat odată, dacă ai fost om serios și i-ai adus înapoi, oricând ai ușa deschisă, dacă au fost și persoane care... sume mici, acolo am dat odată da, și... Da, eu știu, să-și încarce butelia, sau... 30 de lei sau așa. I-am dat, dar a uitat să-i mai aducă. Dar nici nu m-ai îndrăznit nici ei să mai vină. Asta a fost un lucru bun. E ok. Vreau să vă mai întreb o chestie. Acum, mulți zic, mă, da, uite, o familie merge în sudul României, soț și soție. Acum, voi, între timp, aveți și copii? Că e mult mai ușor să meargă două persoane. Care e prețul pe care l-ați plătit? Începând de la prima fată, până la... Acum aveți tot o fetiță, nu? Ultima. Da. Câți da, deci avem 4 copii, 2 fete, 2 băieți. Doamne, să-i binecuvinteze. A fost greu și pentru noi, că nu am avut pe nimeni, da? Deci ni s-a născut fata. Prima n-am avut pe nimeni, n-am știut, eram tineri. Eram însărcinată când am mers acolo, aveam undeva 2 luni sau... Da, cam 2 luni de sarcină. Și da, nu aveam pe nimeni. A fost destul de ce? Na, a fost greu să n-ai mamă, să n-ai pe nimeni. Se îmbolnăvește copilul, trebuie să mergi undeva, n-ai nici cu cine să-l lași. Nici mașină n-am avut atunci, da, n-am avut... la început. Abia atunci a dat el de carnet, ne-am rugat Domnului pentru mașină și așa au pregătit Dumnezeu, nici mai știu că pusesem un semn. Găsise el o mașină, nu? Dacia Nova sau ce? Da, găsisem. Bine, aveam nevoie de mașină și am început să sun și eu. Nu cum suntem noi. Bă, îl sun pe frate, îl sun pe unchi, mă sun colo, bă, dă și mie 100 de euro, dă și tu 100 de euro. Făcusem așa un plan, un calcul, vorbesc colo, mai așa și cumpăr mașina aia. Sun pe frate, îl sun pe unchi, îl sun în stânga, sun în dreapta, bă, nu pot, bă, nu am, bă, mi-e greu și mie acum, bă. Zic, bă, știi ceva, nu mai sunăm pe nimeni, ne punem jos pe genunchi, ne rugăm și dacă Dumnezeu vrea să cumpărăm mașina asta, Dumnezeu să pregătească toți banii, fără să mai cerem noi la nimeni. Și ne-am rugat și dacă nu greșesc, a doua zi ne-a sunat cineva și ne-a spus, uite,
am un prieten care a auzit că voi aveți nevoie de o mașină, câți bani vă trebuie să o cumpărați? El vă dă toți banii de care aveți nevoie. Da, era 1600 de sau? Nu mă știu, 1000 și ceva de dolari. Uh-huh. Acum vreo 15 ani, ceva de gen. E lucrarea Domnului, frate. Da, Dumnezeu a purtat de grijă. Cum să nu poarte Domnul de grijă? Da. Cred că partea grea a fost cu copiii, nu? Da, în zona aia. Unul din lucrurile grele și acum e greu, că na, verișorilor sunt în Timișoara, ei sunt în Timișoara, ei au cinema, au nu știu câte posibilități, au biserică frumoasă, au noi trebuie să slujim, noi. Dar încercăm să îi ajutăm să înțeleagă că este spre binele lor faptul că noi suntem acolo și că Dumnezeu îi va binecuvânta, cum le spunea la un moment dat cineva care venea în vizită pe la noi. Voi o să fiți foarte binecuvântați, le spunea copiilor, pentru că voi împreună cu părinții voștri slujiți pe Dumnezeu aici, să știți că o să aveți parte de mari binecuvântări din partea Domnului, pentru că sunteți aici și ajutați și slujiți, vă implicați și voi. Și ne bucurăm că au înțeles și acum ei sunt, de fapt nu acum, din totdeauna au fost, dar acum că au mai crescut sunt parte din slujire, deci Rut, fata cea mare, cântă în biserică și cu vocea și la pian, se ocupă de un grup de adolescenți cu care cântă la o întâlnire de adolescenți. Acum de Crăciun s-a ocupat de pregătirea unei scenete și de organizarea unui întreg program. Enoch se ocupă de proiectare la biserică, cântările și tot ce înseamnă partea asta de proiectare la stație. Amos bate la cahon, Deborah mai cântă, bineînțeles, cam în fiecare săptămână ei trebuie să ori să cânte o cântare, ori să învețe psalmi, deci nu trebuie să treacă duminică în care să nu slujească într-un fel sau altul. Foarte fain, toți din Biblie sunt. Da. Am zis că atâtea nume frumoase sunt în Biblie, e păcat să nu le folosim. Foarte fain. Da. Într-un an am venit la voi și știu că vă era greu. Ți-ai zăpat acolo în spate. Vezi, vin idei așa pe parcurs. Zăpase acolo o groapă mare unde ai zis că faci un heleșteu cu pești. Și am ajuns la tine și erai foarte supărat. Deci tocmai ce am băgat pește aici și la cât sunt de răi unii oameni, peste noapte v-au otrăvit toți peștii. Ai zis că de acolo poate e o sursă de venit pentru voi. Știu că vă descurcați greu, în momentul ăla n-aveați deschis un alt punct de misiune, știu că acum vă ocupați în mai multe zone și imediat o să vorbim despre asta. Explică-ne puțin cum vezi lucrurile. Uite, de exemplu, tu te-ai gândit să ai o sursă de venit, să poți mânca, da? Cum ai văzut toate împotrivirile astea din partea oamenilor? Bine, nu a fost neapărat o sursă de venit pentru noi. Nu asta a fost gândul principal. Nu? Nu. Noi am... A fost cumva un proiect 5 pâini și 2 pești. Asta era ideea, să dăm oamenilor să mănânce pâine și pește. Bine, putea fi și așa un pic, oarecum o sursă, să zic, și de venit pentru noi, dar nu. Nu asta era scopul principal. Scopul principal era să ajutăm. Și, bineînțeles, am investit acolo mai mult decât, eu știu, investiția fizică, munca în sine a fost una așa emoțională. Ne-am dorit mult să facem chestia asta și când, după ce am săpat acolo, am pus apa. Nici n-am apucat să mâncăm niciun pește, deci, de acolo, că mai mergeau, hai să mergeau cu frații. Dacă merge, știi, dacă trage peștele, trăgeau, îi arunca înapoi, n-au apucat să mâncăm. Nu mâncăm, lăsăm să se facă mari. Deci trăgeam peștele, pește acolo, tot. Ți-am pus pește, am cumpărat de diferite mărimi. De la o crescătorie am fost și am adus crap de diferite dimensiuni, cum l-au prins ei acolo la crescătorie și mai mergeam cu frații acolo să ne liniștim, să ne bucurăm, mai să dădeam. Să lucrarea, da. e
Și, pe drumul cel bun. Da, bă, nu prăjim, nu facem. Îi prindeam, îi aruncam înapoi, lasă crească. Da. Ai, și... Ne bucuram doar de așa. Cum s-a întâmplat? Nu știu exact. Bine, noi am avut niște bănuieli, acum n-am vrut să... Am fi putut să luăm, eu știu, un pește mort și să-l ducem să facem niște analize, dar am ales să lăsăm lucrurile așa. Am avut o bănuială cu privire la o anumită persoană care ar fi aruncat ceva în apă să ne otrăvească și... Și ați, ați renunțat de tot la proiect. Da. Obligați de situație. Din când în când mai mergeau la pescuit prin zonă pe acolo și dacă prindeau ori mai prins peștișori micuți, hai să-i aruncăm acolo în baltă, că mai era apă. Iar aruncăm acolo să se înmulțească, să facem... Și? Mureau și ăștia? Nu. Deci am scos atunci toată apa din... Deci a scos toată apa. Din balta pe care o să pase. Am golit-o, am curățat, dar n-am mai îndrăznit să băgăm iarăși pește acolo. Multe împotriviri. Da. De câte localități vă ocupați voi? Slujim în 3 localități, deci în Smârdioasa, în Frumoasa, am deschis de 3 ani de zile și acolo o filie și de 2 ani de zile și la Năstorelu slujim. Și mai avem o lucrare cu adolescenții în care colaborăm cu frații creștini după Evanghelie și o biserică baptistă din Alexandria. Și și aici avem parte de o lucrare frumoasă și în care ne ocupăm în special de adolescenți. Vin undeva la 50 de adolescenți, 60 fiecare vineri. Pentru cât timp ați zis voi când mergeți acolo? Pentru un an. Da. Să vedem dacă ne acomodăm. Da, bine. După 17 v-ați acomodat? După 17, da. Deja după un an, doi, când veneam la Timișoara în vizită, parcă nu mai îmi simțeam locul. Nu mă mai simțeam bine. Așa, trebuia să stai la cineva în casă și parcă abia așteptam să merg acolo. Deja vedeam că acolo e casa noastră. Mă simțeam... Da, ne-am învățat. Dar măcar că nu avem casă. Nu avem casă. Na, deci unde trebuie să le spunem la oameni că voi stați într-un apartament în biserică. La biserică, da. La biserică. Prelungirea bisericii. Ce ne-a fost greu acolo, foarte greu, când copiii Ruth au început să facă 14 ani și trebuia să-i facem buletin. Bine, nici noi nu aveam unde. Ne-am făcut la cineva a doua oară când, după ce au trecut 10 ani, nu ne-au mai acceptat să facem la ei și o trebuie să ne căutăm în altă parte, să ne facem buletinele. La Rut, la fel. Asta pentru deci că avem... nu aveți casa voastră. Da, pentru că nu avem casa noastră, da. Noi avem fiecare alt buletin. Ne-am dus odată în Smârdioasă să votăm și știau ăia cine suntem, soț, soție, ok, zice, aceeași adresă aveți, nu? Zic, nu, stați puțin, că eu am altă adresă, soțul are alta, știi? Dar nu am stat să-i dau detalii. Mai multe case, nu una. Da. Și acum mă gândesc că în iunie o să facă și Enoch 14 ani și nu știu, iară trebuie să umblu să caut pe cineva să-i facă și lui buletin. De acolo, nu? Da, da. Asta a fost greu, că până nu au făcut ei vârsta să le trebuiască buletin, n-am avut treabă. Na. Acum noi ne-am făcut pe 10 ani, a lor, nu știu, tot pe 10 sau pe 5, pe cât e. Da, pe 5 cred că e. Da, că se mai schimbă și... Da. Ce proiecte aveți acum de viitor? Ce dorințe ai în inimă? Dorințe... Să ne dea Dumnezeu sănătate, că dacă este sănătate, atunci poți să slujești în continuare. E și nevoie. Mulțumim că ani de zile n-am avut probleme noi. Deci noi au fost o an bun de zile în care n-am avut nici măcar asigurare medicală, pentru că n-am avut salariu, doar așa sponsorizări și... Da, mulțumim lui Dumnezeu că n-am avut nevoie de... Cu copiii am fost, cu doi din ei în spitale, dar noi nu am... Da, n-am avut nevoie de intervenții medicale sau să fie ajuns prin spital. Și
Dar de acum, după 40 de ani, nu de acum știe. Începe să... Sperăm să, mai, să ne ține Domnul sănătoși în continuare. Să vă ține Domnul sănătoși, că trebuie și până la 60-70. Ieri vorbeam cu cineva și zice, mă, am văzut un bătrân la 60-70 de ani cu atâta foc predica Evanghelia și nu crezi că în vremea asta e nevoie de oameni care să facă tot cu atâta pasiune și la 60-70? 60-70 de ani să nu ne găsească la televizor. Stând cu o telecomandă în mână și știind cum a fost pe vremea noastră, ci să ne găsească lucrând. Cei care au slujit, care au fost învățați cu slujirea, nu știu dacă ar putea să facă așa sau nu, nu e exclus, na. Mm. Să șomeze. Nu se știe, nu? Da. Da. Dar hai că te-am întrerupt ea zi. Zi tu, că ești soția ta, e curioasă. Cum vezi lucrurile? Da. Ne-am dorit să mai avem poate oameni care să ne ajute, care să vină, eu știu, așa pe weekend să slujească împreună cu noi. Sau... Deci e nevoie de implicare, da, acolo, da, fizică, da, da, să vină oameni, echipe din țară. Mm-hmm. Așa că, dragilor, toți care vedeți lucrul cu ăsta, instrumente, cu... vreți să slujiți Domnului, lăsați rândul ăla care vine odată la, nu știu, la, în unele biserici la 3 luni, vine rândul odată să predici. Sau la cântat. Nu prea ai loc, că sunt alții care... Mm-hmm. Să știți vine că... Mie îmi vine rândul de 4 ori pe săptămână uneori. Și în afară de rândul ăsta, de câte ori la oameni acasă? Da. Cel puțin, eu știu, sunt zile în care la 10 oameni. Anul trecut am fost la tine, am fost cu ajutoare și am fost la o soară de-a noastră și mi s-a părut extraordinar, trebuie să spunem asta. Era o bunică, avea 3 nepoți acasă, că mama era plecată în străinătate și un nepot era chiar micuț, nu știu, dacă avea un an și ceva. Da, cred că până într-un an. Până într-un an. Și era foarte bucuroasă că ne-a tot arătat. Avea o sobă de aia cu plită și ne-a arătat. Anul ăsta avem de sărbători și nu știu ce avea, mâncare de fasole sau de cartofi cu carne. Scotea carne, să ne arate care carne. Mi s-a părut așa, cum să zic eu, o mulțumire incredibilă pe care putea să o aibă cineva. Și ce mi s-a părut mie extraordinar, faptul că mergeai ca la tine acasă. Adică la toți te primeau frații. Mi se pare extraordinar. Da, păi și o bucurie pentru ei când mergi la ei acasă. Sigur. În mediul lor. Da, sigur. Așa. Acolo pot oamenii să deschidă mai ușor ca în alte părți. Deci e nevoie de implicare fizică. Să știți că în descriere veți avea informații cu numărul de telefon al fratelui Aurel. Puteți să-l contactați. Toți oamenii care vor să slujească pe Domnul, cu adevărat, dintr-o inimă sinceră, puteți face un popas măcar o dată pe an în Teleorman. Uite, să și potrivește, am făcut o rimă. Vreau doar acum câteva lucruri. Eu știu ce înseamnă misiunea. Așa, cât de cât. Și un lucru care mă doare pe mine cel mai tare, ca de fiecare dată am spus-o la oameni, cred că eu obosesc cu asta, dar ce să fac? Eu până la vârsta de, nu, de la vârsta de 8 ani până la 15 am fost în Oltenia și cu părinții și pot să-i număr pe degetele de la o mână oamenii care au venit la noi. În vremea aia nu mergeau atâția. Era o vreme foarte grea. Eu știu cu ce se confruntau ei. Deși eram copil, vedeam lucrurile. Noi de Crăciun, țin minte și acum, pentru că mi-a rămas întipărit, că într-o zi de Crăciun cineva ne-a depășit pe noi, eram cu o sanie pe stradă, ne-a depășit și a făcut un accident. Și acum țin minte ce am mâncat acolo. Aveam gogoși. Asta era o delicatese. Nu ne vizita mai nimeni. Știu că dacă mergi în zona de sud, sunt lupte puternice spirituale. Știu. Și acum am fost la voi, am dormit pe saltele, e un har și o binecuvântare. Pentru noi e o onoare, să știi, să facem lucrul ăsta și o facem cu bucurie. Și nu numai acum, și alte dăți, în biserică, așa, ca sărmăluțele. Asta e foarte fain, o experiență nouă. Dar știu că lucrarea se face cu oameni și ar trebui mult să se implice, dar și cu bani. Acum știu că de o perioadă scurtă voi ați rămas fără una din sponsorizări. Știu că vă mai ajută cineva. Doar vreau să le spunem oamenilor, nu le spunem sume. E nevoie foarte mare ca în momentul ăsta voi să fiți ajutați. Și cred că Domnul o să pregătească resurse pentru voi.
pentru că nu e lucrarea voastră, nu o faceți pentru voi, nu e un moft al vostru, ci e o necesitate. Dar vreau doar să-mi spui cât consumi tu lunar doar pe motorină. Acum, foarte recent, n-am mai făcut așa un calcul, dar cred că în urmă cu vreo 3 luni sau 4 luni, bineînțeles, am cel puțin de anul ăsta, dacă încă suntem în 2022, am în fiecare lună bonurile pe motorină, aproape fiecare bon de motorină l-am pus acolo deoparte. Deci undeva la poate 2000 de lei, uneori poate chiar depășește de 2000 de lei. 2000 de lei? Cam câți kilometri oare poate face o mașină de 2000 de lei? N-ai calculat asta. N-am calculat. Doar vreau să vă spun atâta. De ăștia 2000 de lei se merge pe drumuri foarte rele. Acum când am venit la voi nu se mai terminau și erau atât de rele că am zis că se strică mașina. Și am zis, Doamne, bine că am schimbat cauciucurile și sunt noi, le-am primit în numele Domnului de la cineva și sunt noi și că dacă erau și mai rele... A, și apropo de asta, în timp ce venea la voi o altă mașină de-a noastră, a rămas pe drum. Da. Au ajuns frații la sfârșitul slujbei. Da. Deci imaginați-vă câtă nevoie e. Dragilor, eu mă bucur de ce faceți voi. Da, și na, ca să nu cred de lumea că eu știu, mă plimb eu, mă duc la munte sau... deci... Noi, asta este pentru lucrare, da. Deci avem două mașini pe care, deși sunt pe numele meu ambele, da, nu consider că e niciuna dintre ele a mea. Deci amândouă le folosim pentru lucrare. Deci noi duminica eu plec într-o direcție cu una din mașini să aducem oameni la biserică, Tabita merge în altă direcție, după când program. Sunt oameni bătrâni care nu da, oameni în vârstă, niciodată. Copii. Deci, alergăm mult cu mașinile pentru... Ar fi fain într-un an să venim la tine acolo, pe teren, și să facem un traseu așa, cam la ce familii mergeți, cum mergeți, să cronometrăm, să calculăm motorină, să înțeleagă oamenii care au stat doar într-un fotoliu, cum sunt astea faine la noi aici, acum nu se văd, care le-am primit, bineînțeles, de la Domnul, să înțeleagă și oamenii cât sacrificiu se face, să face cu bucurie, asta e foarte fain, să face numele Domnului, suntem lucrători împreună cu Domnul. Nu ne-am vedea făcând altceva. Chiar mă gândeam să mergi într-o biserică doar să stai pe scaun, parcă devine monotonie și plictiseală. Dar cel mai frumos este să slujești, să-i slujești pe alții, îți aduce cea mai mare satisfacție și bucurie. Și copiii când îi vezi plini de bucurie și energie și bătrânii că abia așteaptă să meargă să vorbești cu ei. E interesant că, cel puțin la Smârdioasa, cum noi am stat de copii ca în fiecare duminică să slujească, a început să fie o concurență între copii. Deci toți copiii care... Să-și dorească. Deci, duminică, seara, poate jumătate de oră... Sau mai bine, da. Sau mai bine, deci numai copiii slujesc. Foarte fain. Îi punem ca și prioritate pe copii, da. Deci, din toate familiile, deci copiii cumva... E o concurență așa, în sensul bun al cuvântului, să slujească. Copii mici care unii nici nu merg la încă nu sunt la școală și deja învață cântări pe de rost, cântă sau psalmi mai scurți. Deci e ceva... Da. Asta am observat după ce am început și noi am zis, măi, nu-i mai las pe copii. Deci chiar nu-i mai las. Și când am avut așa consecvență, duminică de duminică, cam după aia am văzut că au început și alții. Și tot veneau copiii și învățau și chiar ne-am bucurat că... Deci asta e ceva extraordinar. Deci duminica să vezi 10 cântări sau, eu știu, 5 cântări și 5 copii care spun psalmi sau poezii. Deci 10 copii în fiecare duminică care slujesc. Ziceai de plictiseală ieri. Am ascultat ceva extraordinar, zice așa. Dacă mergi la biserică și te plictisești,
înseamnă că mergi pentru religia ta, nu mergi pentru Domnul pe care îl iubești. Dacă ajungi să mergi într-o slujbă la biserică și să nu-ți găsești locul acolo, nu pentru că ai dorit să fii în altă parte să slujești pe Domnul și te plictisești și dai note, momentul ăla mergi doar pentru că ești un om religios, ci și nu ești unul care iubește cu adevărat pe Hristos. Și poate că ar trebui să ne punem întrebări. Pe teren n-ai timp de plictiseală. Nu. Alergi. Alergi. Încoace încolo, abia ai timp să mai... Care ar fi nevoile pentru următoarea perioadă? Poate sunt oameni care se roagă pentru misionari și poate că ar trebui să le spunem motive de rugăciune, proiecte care le aveți. Poate sunt frați care vor să dea o mână de ajutor financiar. Am spus un lucru, că e nevoie de o sponsorizare regulată. Da, deci acum avem, cumva vedem nevoia de a face, de a extinde un pic biserica la Zmărdioasa. Deja sunt duminici în care este plin și practic lucrarea cu copiii de o bună perioadă de timp nici n-am mai făcut. Pentru aici că l-am făcut în alte părți. Avem o cameră care era, să zic așa, a copiilor, pe care o folosim ca și depozit. Și avem posibilitatea să facem o cameră cumva sus în pod, unde să continuăm lucrarea cu copiii și asta ar fi un motiv de rugăciune. Deci avem spațiu, avem posibilitatea, dorința, dar din punct de vedere financiar implică niște costuri care... Resursele și poate mâna de lucru, nu? Da, bine, mâna de lucru... Puneți avem. Voi. Avem mâini, mâini bune de lucru. Da, păi... Da, deci cam tot ceea ce am făcut acolo, de exemplu și biserica de la Smărdioasa și la Frumoasa, poate, eu știu, un procent de, cel puțin la Smărdioasa, 80-90% din tot ceea ce s-a lucrat acolo e lucrat de noi. La Frumoasa procentul e mai mic, pentru că am avut sprijin mai mare din făcut Domnul partea. Da, făcut Domnul minuni. Chiar a fost minuni. Într-un an de zile, pe când la Smărdioasa, nu știu, mulți am terminat. Da, deci ăsta ar putea fi un motiv de rugăciune să putem să facem camera asta pentru copii. Și de anul ăsta am început o lucrare cu masă caldă, pe care o facem și în Smărdioasa și în Frumoasa și Dumnezeu ne-a ajutat să putem avea. Cam un an de zile în ianuarie se fac, da. Da, anul acesta fără întrerupere. La câte persoane duceți? Avem undeva la 40 de persoane în fiecare săptămână. Și m-am gândit că la 40, vin. Da. Și copii care vin la Frumoasă, avem copii care vin, un grup de copii și acolo putem să facem, dacă îi prindem, băgăm și lecții biblice și învățătură așa. Vin și le place și mănâncă de numa și vor și la pachet. Wow, când îi vedem, le dăm, pentru că facem mai mult, o să fie, nu știi, niciodată. Uneori vin mai mulți, alte ori mai puțin. Și... Mai am o curiozitate, doar voi doi faceți sau vă mai ajută oamenii din biserică? În Smărdioasa noi pregătim masa și la Frumoasă este o familie, Costel și Claudia. Fain. Care da, acolo... E bine, măcar ei... mai aveți pe cineva. Da, 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 da. Acolo fac acolo pregătesc ei mâncarea și asta ne ajută. Parte spirituală acolo, da. Da, deci dacă ar fi, eu știu, oameni mai mulți care să se implice în lucrare, atunci... Cea mai mare nevoie de oameni acolo, nu? Să mai vină vreo familie, este două, trei. Este și un mic apartament la Frumoasă acolo, în care ar putea sta o familie, nu știu, cu vreo doi copii. Sau, deci, la fel ca la Smărdioasa, unde sunteți voi, s-a făcut o altă biserică, Domnul v-a binecuvântat acolo. Da. Și în spatele bisericii e un mini apartament, unde s-ar putea sta cineva să slujească acolo în zonă. Doi, poate chiar trei copii. Deci au toate condițiile. Toate condițiile. Noi n-am avut așa. Da. Noi a trebuit să ni le facem. Domnul să lucreze, fraților. Amin. Dacă mai ai vreun cuvânt pentru oamenii care ne ascultă, dacă ai o urare. Da, ce să zic. Trebuie să lucrăm, să slujim, cum spunea și Domnul Iisus, câtă vreme este zi, câtă vreme încă avem har și libertate să slujim fiecare dintre noi acolo unde Dumnezeu ne-a chemat, unde
trăim fiecare, fie că suntem, eu știu, în Timișoara, în țară sau în afară, trebuie să slujim cu toții. Unii poate putem merge efectiv într-o zonă ca și aceasta să slujim, alții dacă nu, rugăciunea este la dispoziție oricui, deci să se roage, este nevoie de rugăciune, deci fără rugăciune nu există propășire, biruință, nu se poate face nimic fără rugăciune și, bineînțeles, e nevoie și de susținere financiară pentru orice lucrare, e nevoie și de lucrul acesta. Și așteptăm cine vrea să trăiască un weekend altfel pentru Domnul, îi așteptăm cu mare drag, cu mare bucurie la slujire. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți să ne povestiți puțin din viața voastră. Sunt sigur că erau multe. Dacă sunt doar 17 ani de slujire, doar 17 ani de slujire, nu se pot rezuma la nu știu câte minute avem noi în momentul ăsta în care filmăm. Dragilor, am văzut, am auzit, Domnul să ne ajute să acționăm. Este în față un an plin de provocări. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mi-ar dori foarte tare să ne dați o mână de ajutor, să distribuim aceste materiale, să ajungă la cât mai multe persoane și la frații noștri și la alți oameni care poate nu-L cunosc pe Domnul și ar fi o binecuvântare pentru ei mărturiile care noi le aducem. Nu doresc decât un singur lucru, ca lucrarea Domnului să ajungă la cât mai multe persoane și Domnul să fie glorificat, cât mai mult să fie mântuiți. Eu mulțumesc că puteți să distribuiți, puteți să ne spuneți părerile voastre, puteți să ne contactați, că suntem la dispoziția voastră și aveți acolo în descriere și contactele noastre și ale fratelui Aurel. Vă doresc un an plin de biruințe, un an în care Dumnezeu să facă lucrări minunate și un an în care să nici voi, nici eu, nici nimeni de aici să nu se mulțumească cu puțin. Noi avem un Dumnezeu mare și vrem să-L cunoaștem din ce în ce mai mult și Dumnezeul ăsta e Dumnezeul minunilor, poate să facă Dumnezeu lucrări mărețe. Mă bucur, Aurel, de lucrarea voastră. Dumnezeu să mântuiască Teleormanul. Amin. Să pregătească slujitori acolo și să grăbim venirea Domnului. Asta e scopul, nu? Amin. Împreună cu familiile noastre să mergem acasă. Fiți binecuvântați!